La Catedrala Episcopală din Baia Mare au venit astăzi mulți tineri și copii pentru a participa la slujbă și pentru a se împărtăși. Sfânta liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului. În această seară, ierarhul a săvârșit denia celor 12 evanghelii. La Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare, liturghia Sfântului Vasile cel Mare unită cu vecernia a fost oficiată astăzi de Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului. În cadrul slujbei, mulți credincioși și copii s-au împărtășit cu Sfintele Taine. La această sfântă și dumnezeiască liturghie, una dintre cele mai importante din cursul anului, de obicei slujește și arhiereu la catedralele episcopale, slujește arhiereu împreună cu preoții, pentru că și Mântuitorul a stat la cina cea de taină, se face amintirea cinei cele de taină, la care a instituit Sfânta și Dumnezeiască Euharistie. Chiar dacă este o zi obișnuită în care credincioșii noștri lucrează, ei vin de dimineață la Sfânta Biserică, cum s-a întâmplat și la noi la catedrală, în toate bisericile merg și se mărturisesc, stau la rând și se mărturisesc și apoi se împărtășesc cu trupul și sângele Domnului să fie pregătiți pentru Sfânta Înviere. Îi mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-a ajutat să săvârșim Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală și să îi împărtășim pe cei care s-au mărturisit și s-au pregătit pentru acest lucru. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a săvârșit în această seară, la Catedrala Episcopală, și denia celor 12 evanghelii. Eu sunt vița cea adevărată și Tatăl meu este lucrătorul. Orice mlădiță care nu aduce roadă întru mine, El o taie și orice mlădiță care aduce roadă, El o curățește ca și mai multă roadă să aducă. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va oficia mâine seară la Catedrala Episcopală din Baia Mare, denia prohodului Domnului.